Copăcii ăștia mici sunt ultimii ce mai voiam pe insulă, acum mai rămâne doar să o texturez ca să fie 100% gata, însă cu altă ocazie, pentru că acum pot spune bine te-am regăsit pe breasla haiducilor. Astăzi vreau să construiesc un magazin mult mai mare de armor trimuri pentru că bărcuța trimurilor nu mai face față, așa că de început voi merge la o sesiune de shopping, hai cu mine! Gamivo ține cu tine. Prețuri mici pentru oricine. Mai multe detalii în descriere. Va fi o sesiune de shopping destul de scurtă pentru că am venit la Crăpoaica Grasă, noul magazin al lui Puf. De fapt, primul magazin al lui Puf, că el e mai pescar așa, îi place să stea, să pescuiască acolo la pontonul său și a deschis un magazin de pescărie în forma unui crab. Cam așa arată, o scris acolo sus Crăpoaica, ceea ce mi se pare mega șmecher că nu l-a lăsat numai plat în partea aceea. Ochii destul de interesanți și acum hai să văd ce-o pus la vânzare, mamă, bă, da, o pus copii aici, manichin copii, atunci e bine. Și hai să începem, Heart of the Sea, exact ceea ce am nevoie, sper să nu fie prea scump, mamă, 15 diamante bucata. Dă-le aici, ok? Sau are Ender Chest, perfect. Are Ender Chest și atunci voi cumpăra totul, că am nevoie de mai multe conduituri în partea aia lângă insulă. Și atunci cât o zis? 15 cu 15, nu? Așa, 15 în partea asta, 15 în partea cealaltă și Nautilus Shell 10 diamante. Mamă, 25 de diamante pentru un conduit. Și am stricat în partea asta... Cât e? 50 de diamante? Da, 50 de diamante până acum, că atât ar fi 30 cu 20. Scump, domnule, scump aici, dar asta este. Până la urmă, nici nu vreau eu să mă duc după Nautilus Shell, după... Stai, cum să crafta conduitul ăla? Să le și craftez? Parcă era așa, nu? Sau... A, da, perfect. Și de ce nu-i... Bă, de ce nu-i deschis în partea asta? Dubios că ar trebui să fie deschisă rețeta de conduit, dar mă rog, am două... Foarte bine, le-am rezolvat, doar 50 de diamante, sper că se bucură Puf că au făcut bănuți. Aici avem saddle-uri, neinteguri, ok, în cazul în care voi avea nevoie, dar am deja 12. În partea asta, pufferfish, ok, pește și ce mai e? Are niște undițe enchantate și trident, 30 de diamante, bă, i-am dat seapă bună lui Dani că a cumpărat unul de la mine cu 36 de diamante ultima dată. Deci m-am scăpat de el la un preț super bun și dacă tot sunt în partea asta vreau să mă opresc până la clădirea de leapșa pentru că mi-a explicat Puf ce am de făcut aici. În cazul în care nu ați văzut ultimul videoclip, am primit leapșa de la Dani. Din păcate nu mi-a dat încă acea cărticică cu provocarea pe care trebuie să o îndeplinesc, dar primind leapșa ultima dată trebuie să scriu aici, dă-mi cărticica, am primit, să-mi pun și tastatura în română, leapșa de la Dani BH, punem și bară jos, în episodul 11. Punct. Așa, episodul 11, cred că să pun și în paranteză, armata de sniferi. Perfect, ăsta e titlul videoclipului în care am primit leapșa. Atât și să mă îmbrac cu armură de gold, clar armură de gold și armor trimuri pe viitor. Am adus rapid de la spawnerul lui Peter niște armuri de gold stricate, că nu știe nimeni, o fi full armura, n-o fi, am pus frumos pe mine. Eventual în mânuță ar merge o sabie de gold sau un trident, băi ar fi șmecher cu trident în mână, dar cu altă ocazie, acum mai lipsește doar capul meu și am o idee destul de șmecheră cum aș putea face rost de el, însă vreau înainte să mă scap de aceste 48 de nivele. După o sesiune de enchantat puternic dezvoltată aici la Nenea Peter, am făcut rost de ce mă interesa un arc cu Power 4 și acum pot să-mi pun Power 5 pe arcul meu. Gata, Power 5, am Breaking 3, Infinity și Punch 2. Pe lângă asta am mai stricat puțină experiență și cel mai mare noroc, cel mai mare noroc l-am avut pe această sabie. Eu am dat, domnule, Looting 3. Atât apărea, atât am vrut și am primit Knockback 2, Bane of Arthropods, Looting Fire Aspect și Sweeping Edge. Nu am ce face cu această sabie pentru că nu folosesc Fire Aspect, deși aș putea să o combin cu sabia pe
care o am, ca să aibă sharpness și unbreaking. Sincer să fiu cu voi, nu aș vrea să fac treaba asta, așa că o voi vinde cuiva cu prima ocazie. Și acum voi putea face rost de capul meu, însă trebuie să-mi las toate itemele în acest butoi. Aruncă-le acolo, așa, pune-le și pe restul și măcar mai am puțin spațiu în el să-mi pun totemul, capul de drown și mai am nevoie doar de arc plus o săgeată, ouleu, patul, da? Cel mai important ca să nu vin de pe la spawn. Să mă respawnez aici și trebuie să trag în sus pentru a mă nimeri. Hai, fix în sus. Sper să mor dintr-o săgeată, dar cred că îmi trebuie două haibre. Unde vine? Unde? Ah, fix în fața mea. Bun, hai, încă o dată. Trebuie să mă nimerez până la urmă. Plus că am doar o moarte. Nu trebuie de mai multe ori. Așa, una bucată. Și acum dacă mă nimeresc cu asta, îi perfect, bă, pe bune, cotrit eu să mă regenerez, ai bre, jumătate de viață. Dacă mă arunc acum de la falling damage, nu funcționează, bam, Blushman was shot by Blushman. Și am făcut rost de capul meu, cea mai simplă metodă de a face rost de propriul cap. Asta în cazul în care cineva se joacă pe survival single player și vrea propriul cap. Acum, hai să-l punem aici, bam, numai eu și puf, doi mustăcioși cu capul nostru, să-mi iau itemele. Am ales și o poziție pentru armor trim, deoarece o lăsat nenea Puf în partea asta cărticica să mă joc cu ele și pot pleca liniștit știind că mi-am făcut treaba la leapșa, acum doar mai am de pregătit câteva materiale și mă pun pe treabă. Am mai durat puțin până am reușit să pregătesc materialele, dar după ce le-am adus pe toate, m-am apucat să construiesc noul magazin de armor trimuri, pentru că am ajuns să am 14 din cele 16 trimuri și nu mai aveam destul loc în barcă să le vând pe toate. De asta am hotărât să fac un magazin mult mai mare, unde voi avea loc și pentru oferte speciale cu armuri gata customizate. Pe lângă asta, l-am construit la bază, nu în zona de magazine, pentru că va fi o clădire 2 în 1, parterul, magazin de trimuri, iar la etaj voi face un muzeu cu 16 armuri de netherite și pe fiecare voi pune un trim diferit, dar asta cu altă ocazie, pentru că urmează să înceapă Consiliul Haiducesc în care vom discuta ce facem cu invazia de skulk de pe server și înainte să înceapă vreau să merg până la Colpir. Ei, Colpir! Oh, Blue, ce faci? Salut, Colpir, uite, am venit să te vizitez un pic, să povestim, am niște idei, propuneri, da? Chestii, tu ce faci? Uite, bine, sănătos, tocmai făceam aici niște copaci foarte frumoși, nu știu dacă îți plac. Mă-mi place, dar să vină mai jos. Interesant, a? Să vină până jos wall-uri. Până jos wall-uri? Da, practic voiam să folosesc stuff, dar mă rog, nu contează. Despre ce vrei să povestești? Deci, nu vezi că sunt Lumberjack Colpir? Da, văd că ți-ai pus skin-ul de Lumberjack. Îmi place. Deci, ia știi că te. Ți-am lăsat cartea asta la intrare, nu știu, ai citit-o? Da, am citit-o, da. Okay. Nu mai pune fix aici, că nu poți să... Da, mă rog. Păi tocmai, să nu le ratați. Da, nu ratez. Ah, ok. Clar. Ok, bun. Deci, fii atent. Urmează Consiliul ăla Haiducesc în câteva ore. Da. Și am venit până la tine cu o idee destul de șmecheră. La final sau la început, vedem noi, aș face o chestie și am nevoie de ajutorul tău. Da, mă bag, cred. Te bagi? Bun, deci fii atent. Eu o să vin la tine, că momentan nu le am, și îți las Obsidian și End Crystal. Aha. Și în timp ce stăm noi acolo în conac și discutăm și povestim că va fi o cămăruță cu o măsuță, la un moment dat când dau eu semnalul, pui tu Obsidian and Crystal și explodezi. Oh și my God. Îi bubuim pe toți. Ok, sună super bine, dar oare nu le distrugem itemele? Teoretic n-ar trebui să le distrugem itemele, că na, End Crystal-ul ăla doar îi omoară. Dar dacă să pierd itemele... Ce plan malefic! Nu-i chiar malefic, o să le dau itemele înapoi dacă se pierde ceva. Ok, oricum mă bag, sună genial, bun, mă bun, bag, mă perfect. Bag, facem. Și o să-ți dau și ție un totem din ăsta. Ok. Pe ca să nu murim. Trebuie să fim subtili, da. Păi noi o să supraviețim, cred că noi, doar noi doi.
supraviețuim, le adunăm toate itemele și după aia le zicem, bă, dacă nu ne dați un stack de diamante fiecare, nu vă vedeți itemele. Trebuie să-i punem să se dezbrace. Da, da, da. Ca să-i, perfect, ca să-i omorâm 100%. Mă ocup eu de asta. Bun, perfect. Dă ăla. Ce? Totemul. Ah, păi nu, că ți-l dau atunci, că momentan nu am altul. Bine. Da, 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 te rezolv atunci, că să pregătesc End Crystal-ul. Îți fac un bundle cu toate, cu End Crystal, cu totem, cu tot ce trebuie. Bine atunci, bine. Bun, îmi place să... Mai facem din astea, îmi place. Mai facem afaceri din astea. Da, da. Perfect, atunci. Bun, mă duc colpie și ne vedem peste câteva ore. Bun, bun, ne vedem, pa, pa. Dragi haiduci, v-am chemat la acest consiliu pentru că avem o problemă. O mare problemă și stă în stânga mea și în dreapta lui Colpir. E tunet. Păi eu v-am zis să-l dăm afară, dar n-ați vrut. Nu mă, stânga, bă. Ai chiar dreapta. Ai la altă stânga. Păi n-ai zis care stânga. E-s două stângi. Băi, e stânga lui. Mă, e de fix ca unul sau tu? Ambele. Eu cred că am doi. Daniela, tu ești? Dar tot Daniela a rămas. Eu sunt Daniela. Da, în cazul deci în care problema? Chiar Dani e problema asta? Aproape, o să ajungem aproape acolo. Ați trecut, mă gândesc, în ultimele săptămâni la magazine pe acolo, nu? Pe la lemn, pe la astea. Da, așa. Eu am trecut chiar azi. Ok, și ați văzut acolo statuia unui Warden, nu? Așa. Da, da. E o construcție frumoasă, mare, cu un Warden, cu Warden. Taci, mă, te las să terminăm așa. Ai răbdare, mă. Da, nu te grăbi. Și ați văzut cumva ce se întâmplă prin jurul ei? Hai să mergem, hai să mergem toți acolo, da, și să vedem care e faza. Să vedem, da, hai să vedeți, stăm exact. Aici. Colpir. Uite, Colpir ăsta. Așa, să fie acolo, știi ce povestisem? Așa. Da. Ok, ok. La totem? Da, stai și ăla. Bă, dar Dani, unde-i Dani? Da, Dani a fugit, nu știu unde-i. Unde s-a dus? Unde-i Dani? Bă, Dani a rămas în urmă. Man, what? Uite. Nu știu, pare că a fugit. A plecat. Ok, haideți până să-l găsim pe Dani, hai să vedem mai. Da, hai să vedeți ce s-a întâmplat acolo. Eu rămân uimit pe zi ce trece. Am lucrat, deci zi. Știi cum? Treaba asta îl face și mai inculpat decât a fost până acum. Exact, da. Pentru că el a fugit în loc să vină să-și asume responsabilitatea. Da, nu? Pare super suspect, părerea mea. Adică apropo, dacă tot ne-am adunat toți aici, mă, dacă vă uitați așa un pic după dealul ăla, o să vedeți crăpoaica grasă unde puteți să unde te pești în lucruri, știi? Am cumpărat. Deci quick plug. Nu erau tentaculele astea, ce se întâmplă aici? Păi stai un pic, hai. Cumva? Asta e doar începutul, hai mai în față. Hai da, despre și să vedeți crăpoaica grasă, da, da, mai. Ia uite, uite aici în dreapta ce lui. Shift. Mamă, dar să existe mult. Ia uite. Stai, ce? Uite cât de mult s-a extins. După ce le-am arătat băieților ce se întâmplă lângă statuia Wardenului, ne-am întors la masă pentru a lua o decizie. Facem așa, că tot avem un server democratic, votăm. Da. Da, cinstit. Bun. Cine e de acord? Da, e foarte cinstit. Ca Dani să facă acel zid de lemn în jurul sculcului, să arunce un item pe masă. Ok. Ok. Deci, okay. Toată lumea. Eram sigur că mi-a să fure. Ia-ți arunca, mă, că nu văd nimica, na. Nu văd nimic pe masă, ce încă cu voi? Ia, uite, încă un coală, uite. Du-te, duceate-i să te duci, na. Las, că aici ce curăță tot. Ia ce cură, ia ce fură tot. Sunt ca inventarul gol, stai liniștit. Da, e obișit la cioreală. Uite-i masa curată, mă. E masa curată, mă, nu-i nimica pe masă. Dă-i foc, dă-i foc. Au mor, nu mai da, gata, ajunge. Deci pedeapsa e că Dani trebuie să pună să-ți facă într-o săptămână un zid de lemn în jurul scălcului, da. Așa, și dacă da, trece exact peste zid, iar mi-e stricat. Ne mai adunăm aici și discutăm o altă, căutăm o altă soluție. Și vă rog să ne lăsați comentarii cum să scăpăm de scălc. Da, exact. Exact. Hai să încheiem această ședință, Colpir. Ce? Ați judecat? Da. Ați judecat, putem încheia. Ce? O să pun aia de da, zis tu? Da, okay. Da, da. Ha 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 ha!
Ce se fură acum? Nu te crezi. Capul meu, bă, ce asta? Am așteptat să se întâmple asta. Bă, adunați toate itemele să nu le piardă băieții. Doamne, m-am umplut instant, frate, faceți un chest. Faceți cufere, rapid. Din păcate, după explozia de mai devreme și prin haosul creat, s-a întâmplat ceva foarte neașteptat. Mai exact, Domino și-a pierdut arcul. Nu știu cum, teoretic, te explodează în cristalul ăla, nu lasă foc, n-ar fi trebuit să se piardă nimic, dar cine știe, l-o fi luat cineva din greșeală, o să găsească la un moment dat, dar până atunci îi voi face un alt arc, pentru că am zis treaba asta de dinainte, dacă își pierde cineva itemele, o să îi le dai înapoi, pentru că până la urmă eu am venit cu ideea să-i bubui pe toți, așa că trebuie să-mi răscumpăr greșelile, bine, greșelile, cum să zic, daunele pe care le-am făcut. Arcul-i gata și după ce l-am întrebat pe Domino unde se află, mi-o zis că la zona de minigame-uri, așa că stai așa, bam! Salut, Domino! Salut! Salut, salut! Am venit să testez arcul înainte, să văd dacă e bun. Oh, și mersi, ăsta. Mersi! Seamănă cu ce ai pierdut, nu? Da, e perfect. Ok, așa facem. Îmi pare rău că s-a pierdut arcul. Cred că e pe la cineva prin inventar și nu l-a văzut, sincer. Nu știu, eu am, stai un pic, că l-am luat și eu. Am luat de acolo un arc provizoriu. Ah, ok. Și gen, ia și del care lipsește, că nu mai știu care. Am breaking 3, power 4, punch 1, flame. Îi pare să fie arcul cuiva, dar nu știu a cui. Cred că l-a luat cineva ăla cu flame și cu astea și l-a lăsat ăsta din greșeală care era lui. Acum că am terminat cu arcul lui Domino, trebuie să rezolv o altă problemă, și anume, după show-ul de mai devreme cu explozia, am rămas fără toteme, adică am unul în partea asta, unul în Ender Chest și în rest zero, așa că voi face un raid împreună cu Nenea Panda ca să mai umplu și eu stocul de toteme. Hai că iau eu pe partea stângă. Bun. Ia-i tu la arc. Îi iau dacă vor să vină, că momentan văd că fug. Vindicator ăștia, efectiv, n-au chef. Problema lor. Bă, stai că-i lag, stai un pic, ceva nu-i ok. Oh, nu. Da, e lag. Nu te sperii că nu moram și totemul e ok, nu mai lag. Bă, nu știu, stai să mă apropii. Nu știu, mi se pare că e așa, fix o secundă în care îi pauză și mi-o dă. Da, uite, la aici. Nu! Dispar, auleu! Mamă, ce mă încalță! Perfect. Eu o să fug un pic. Retrage-te tu că... Cam și poison! Pleacă, bă! Nu! Uai, ce-o trecut până el! Nu-i bine. Da, uite cum merge săgeata! Ce, să bat între ei? Da, nu știu, efectiv. Da, păi nici eu nu știu, mi-a trecut săgeata prin el, să teleportează, e dubios. Bă, da, vechi ăștia sunt incredibil. Da, sunt mega enervanți. Hai mă, e aici sub pământ, de jos iese. Dă-i! Dă-i! Încep, da. Gata, am reușit. Perfect, nice. Stai, nu, nice. Ăsta la alt. Oh, mulțumesc. Ah, nu, las. Ai luat totemele alea două. Ia uite că mai vine unul. Da. Bun. Am două toteme. Stai, că încerc pe cât posibil să-l nimerez pe ăla. Oh, nu, vine rădăgerul ăsta după tine. Aololo, Da, ai grijă, mă duc după... Oh, nu-i bine. Nu, uai, da, că sunt mulți. Stai să-l prind pe ăla, nu. Mamă, n-o să fie tare bine. Da, sunt aici, îți viu încă. N-o să fiu pentru mult timp. Fugi. Fug. Stai așa că ne ajută și golemul. Nici eu, trebuie să-l găsim pe evokerul ăla. Da. Unde e evokerul? Acolo sus. Așa. Bun, și încă o dată. Oh, nu pleacă, bă. Poate așa ceva. Nu, așa l-am prins. Uai, vine. Ah, oh, ți-ai pierdut revegerul, ce păcat. Da, și-o pierdut revegerul, evokerul. Ăla. Gata, l-am făcut. Uai, ce m-a aruncat. Uai, ai. Fugi, că vin băieții. Așa. Vă ajutor un pic. Ajutor un pic. Vin. Da, că m-am dus să iau ăla și vin toți pe mine acum. Noroc și cu golemul ăsta. Da, săracu. Că ne-a ajutat un pic.
Totemele? Totuși, ai mai luat vreun totem? Mă, normal ar trebui să avem vreo 5 toteme. Nu știu, eu am numai unul. Eu am 2. A, uite, aici era ăla ce l-am bătut. Și uite acolo mai sus, ăla-i. Dar să vedem unde e ultimul băiat. Sau fat. Sau fată, deci tu n-ai niciun totem? Am 3 acum, le-am luat pe toate. Ah, perfect, perfect, atunci. Mamă, stai că m-o spart băiatul. Oh, vin, no, vin, uite, vin. Bă, nu mă omor, gata, ești bine. Bă, dar are lag, man. Deci, uite, îs full acolo la liniuțe când dau tab și mă bate efectiv. Dau în el. Da, am văzut. Ai văzut, nu? Că am tras săgeata și trecut săgeata prin el. Bă. Băi, noroc cu totemele astea. Per total, pot spune că a fost o zi foarte productivă, chiar dacă am stricat destul de multe toteme, am făcut rost de 2 în plus, deci am de rezervă dacă îl sparg pe ăsta și am omorât aproape toți haiducii. Mai lipseau de acolo Chanting, Edward și Ganicus, cred că doar ei 3 lipseau din partea aia și era efectiv toți haiducii de pe breaslă într-un singur loc. Vai, asta e o ocazie unică pentru că nu o să-i mai prind vreodată fără armuri, deja o să știe de frică. Data viitoare când ne mai întâlnim, mai facem un consiliu, ceva, direct toată lumea, armurile full de netherite, ce diamant să fie, sigur că nu se întâmplă nimic. Oricum, mi-a ieșit schema. Mi-a ieșit invazia de skulk, am dat vina pe Dani și dacă tot o spart colpir câteva blocuri pe acolo, m-am gândit ca fix din partea aceea să iasă un tentacul imens, pentru că el pe parcursul consiliului o spart vreo 10 blocuri de pe aici pentru experiență și ia uite, o enervat spiritul skulkului, o înrăutățit blestem wardenului, mergem pe povestea aia. Și va fi destul de interesant când o să pună Dani gardul pe aici, că practic asta e pedeapsa lui, și după skulk-ul va crește peste gard. Mamă, abia aștept, oricum, până atunci am eu alte treburi la magazinul de armor trimuri. Pe care din păcate nu-l voi termina astăzi, doar exteriorul este gata, în interior mai am enorm de mult de muncă, pentru că, exact cum am zis mai devreme, parterul va fi magazinul de armor trimuri și la etaj voi pune un muzeu cu 16, respectiv 18 armuri de netherite în momentul în care ne mutăm pe 1.21, dar voi mai lucra la el mâine pe live, deoarece în fiecare duminică de la ora 12 sunt live acilișa pe breasla haiducilor, așa că voi face drumurile, interiorul, să mut absolut toate trimurile din bărcuță în partea asta și să las un anunț acolo, cine merge să cumpere din bărcuță, vede anunțul și vine în partea asta să-și cumpere armor trimul dorit.